Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Comisia pentru dezvoltarea programului anual de protecție și utilizare a terenurilor agricole care aparțin statului a anunțat un concurs public pentru realizarea dreptului de folosință a terenurilor agricole în proprietate de stat în municipiul Vârșeț pentru anul 2017 gratuit. Termenul limită pentru depunerea cererii și a documentelor necesare pentru acest apel public este 31 octombrie 2016. Toate cererile care ajung după data expirării specificate în anunț nu se vor lua în considerare, iar comisia le va întoarce solicitantului fără să deschidă plicul. Toate informațiile suplimentare pot fi obținute de la domnul Miloș Salapura la numărul de telefon 013 80 0565 sau personal la secțiunea de dezvoltare economică, economie și afaceri sociale locale ale administrației municipiului Vârșeț la adresa Piața Victoriei numărul 1, primul etaj, biroul numărul 140. Primara municipiului Vârșeț, Dragana Mitrovici, cu asociații săi, a participat astăzi la a 10-a adunare jubiliară a Alianței Naționale pentru Dezvoltare Economică Locală, sub genericul Viitorul Reformei, care a avut loc la Banca Națională a Serbiei, la Belgrad. La adunare au fost prezenți și ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Serbia, Kyle Scott, directorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Serbia, Daniel Berg, șeful adjunct al Delegației Uniunii Europene în Serbia, Oscar Benedict, și ambasadorul Olandei în Serbia, Henk van den Dol. La conferință au participat mai mult de 220 de membri ai acestei alianțe, lideri de afaceri, primari și reprezentanți ai organizațiilor societății civile. La conferință au fost definite prioritățile pentru reformă pe care Alianța le va propune noului guvern al Serbiei, precum și oportunitățile de cooperare pentru îmbunătățirea mediului de afaceri în timpul anului 2016-2017. Vara culturală la Vârșeț se va desfășura până pe 31 august. Organizatorul este Centrul Cultural din Vârșeț. Vineri 19 august la Casa Armate, cu începere de la ora 19, vizitatorii se vor putea bucura de seara de aforisme sub genericul Nu mă trage de creion. Pentru ziua de sâmbătă este planificată piesa pentru copii Mickey Mouse la pavilionul de muzică la ora 19. Clubul de arte marțiale Urban Jiu-Jitsu va participa la seminarul organizat la Srebrno Jezero între 19 și 21 august. Pe lângă numeroase cluburi, vor participa și 12 maestri internaționali ai Casei Cinstei. Cu reci o jednom, ja mislim do sada najvećem seminaru koji je organizovan u Srbiji. Zašto najveći? Zato što će biti jako puno učesnika, preko 100 učesnika. Este vorba despre un seminar foarte mare. Cred că e cel mai mare organizat în Serbia. Vor fi foarte mulți participanți, mai mult de 100 de participanți care vin să învețe ceva nou și să facă puțin antrenament. Cel mai important este faptul că vor fi prezenți și 12 maestri ai Casei Cinstei din Serbia, Muntenegru, Croația, Bosnia și Herțegovina, din Republica Srpska, Portugalia, Polonia, Spania și din alte țări. Un număr semnificativ de maestri vor veni la acest seminar care durează 3 zile. Deci el va avea loc pe data de 19, 20 și 21 august. Ne vom aduna vineri 19 august la ora 10, iar deja de la ora 14 vor începe prelegerile. Sâmbătă aceste prelegeri vor dura întreaga zi și fiecare antrenor are programul său. Duminică va fi o zi de activități libere, este programat să ne ducem la Srebrno Jezero, unde ne putem și scălda în lac, iar antrenorii Casei Cinstei, printre care mă aflu și eu, vor avea o ședință unde ne vom prezenta rapoartele și se vor nomina antrenorii pentru titlul de maestru Casei Cinstei. Se va lua în considerare și ceea ce s-a desfășurat la prelegerile din 19 și 20 august. Toți sunt invitați să ni se atașeze. Din Vârșeț va veni doar un club și anume Cambojitsu Club Dimitrie Mitrov. Vor participa 3 membri ai acestui club și 14 din clubul meu. Repet încă o dată, vor fi prezenți foarte mulți antrenori și elevi din Croația, Bosnia și Herțegovina și alte țări, precum și din Serbia. Tamo dolaze, znači, kao što sam rekao, i učenici iz Hrvatske, iz Bosne, iz Republike Srpske, iz Srbije, znači jako puno učesnika će biti. Până în prezent în Serbia au fost confirmate 3 cazuri de infecție cu virusul Nilului de Vest și anume 3 în Banatul de Sud, 2 la Belgrad și 1 în Mačva.
pentru a confirma infestarea cu acest virus la o anumită persoană care are simptome ale formei neuroinvazive, precum este meningita, encefalita sau meningoencefalita, este necesară și confirmarea prezenței anticorpilor în lichidul cefalorahidian, a fost relatat de la Institutul pentru Sănătate Publică Batut. Până în momentul de față au fost confirmate 6 cazuri de infecție, iar o persoană a decedat. Institutul pentru Biocide și Ecologia Medicinală este responsabil să monitorizeze dacă sunt țânțari infectați cu virusul Nilului de Vest. Din păcate, a fost confirmată prezența acestui virus la țânțarii pe teritoriul orașelor Belgrad, Novi Sad, Șabac și Pancova. Clubul de fotbal Crvena Zvezda din Pavliș va fi gazda echipei Voivodina din Sielăuș pe data de 21 august, începând cu ora 17. Cu acest joc, clubul de fotbal Crvena Zvezda din Pavliș începe sezonul nou. Dintre jucătorii care au jucat în sezonul trecut din echipa Crvena Zvezda a plecat doar Uroș Tadić, dar au venit Nicola Radić de la clubul de fotbal Vršac, Marko Rašić de la clubul de fotbal Forum, Marin Mioc de la clubul de fotbal Buducnost din Alibunar, Jovan Boric de la clubul de fotbal Vršac United, Nicola Bugarinov de la clubul de fotbal Vršac și Radoș Voinov de la clubul de fotbal Partizan din Ulma. După data de 31 august, se așteaptă ca și Branko Boljanović să se atașeze. Ambițiile clubului din Pavliș este ca în acest sezon să se afle în vârful clasamentului. Prietenul prognozei meteo. MTS, aveți prieteni! Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme cu cer parțial acoperit de nori, dar e posibil să fie și ploaie. Valorile termice vor fi cuprinse între 19 și 27 de grade Celsius. Vântul suflă din sectorul nord-estic cu viteze de până la 3 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme schimbătoare cu cer acoperit de nori, ploi temporale și averse. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 19 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 28 de grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sud-estic cu viteze de până la 4 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!